au primit un apel care semnala flăcări la spitalul Marsden din Londra în cam acum o oră, iar un purtător de cuvânt al pompierilor londonezi spune că incendiul este tratat ca un incident major. Purtătorul de cuvânt al pompierilor din Londra spune că în acest moment sunt evacuați pacienții. Nu există însă un număr exact al celor care se află în interiorul spitalului. Vorbim însă de persoane care suferă de tot felul de afecțiuni, ca fiecare spital, și acesta are fără îndoială o secțiune de terapie intensivă. Deci sunt pacienți care sunt foarte greu transportabili. Operațiunea de evacuare într-un spital este întotdeauna una extrem de delicată, una extrem de dificilă. Poliția a închis deja toate drumurile care merg înspre acest spital, toate drumurile din jurul străzii Fulham, din centrul Londrei.